Salutare prieteni și bine v-am găsit în FIFA 19, My Career Mode cu AC Milan. Exact, începem în forță acest Career Mode, un nou an, un nou FIFA cu AC Milan. Echipa mea preferată de suflet cu care țin de ani buni de zile. Este timpul pentru acel Road to Glory direct din start cu AC Milan. Și ce îmi place și mai mult, nu neapărat că eu am ales echipa, și voi ați ales echipa asta în acel vot la community. Asta îmi place și mai mult, că erau acolo echipe foarte faine și ați ales Milanul. Mă bucur enorm de mult pentru acest loc, pentru acest vot. Și desigur, mă bucur mai mult că desigur Milanul chiar are nevoie de mine. Are nevoie de o reconstrucție din temelii. Știți bine, de ce îmi place cel mai mult să fac remote cu AC Milan? Nu doar pentru că este echipa mea preferată, pentru că este un adevărat road to glory, propriu zis. Nu doar că e o echipă și o reconstruiești și o faci mare. Milanul a fost mare, a fost în top 5, mai mult ca sigur, echipe al naibii de bune din lume, acum ceva timp, acolo unde era Barcelona, Real Madrid și așa mai departe. N-are rost să spun că pe aceea se intră în favoritisme. Așa. Era acolo, câștigam Champions League, mai câștigam câteodată campionatul, câștigam cupe. Frate, ce echipă aveam pe atunci? Gullit, Nesta, Maldini, mere mai departe cu Sedor, mere mai departe, ajungi la Ronaldinho, la Beckham. Tot așa mai departe. N-are rost să vă spun pentru că poate unul s-ar plictisi, dar eu nu aș putea vorbi de Milan și o oră, minim. Dar desigur, uitați-vă ce echipă avem acum. E cam trist. E cam trist câteodată când vezi unde s-a ajuns la Milan și ce conducere dubioasă avem. Câteodată cumpără un jucător care zice că valorează 20 de milioane și ei plătesc 40 de milioane pe acest jucător și te gândești, dar ce dracu se întâmplă aici? Da, eu aș zice că se spală diridari, dar aia este varianta mea, mai ales cu chinezii care au stat un an, au plecat și cum a venit un nou capitan din America, din câte am înțeles, da? N-are rost asta, suntem în FIFA. Știți bine că mie nu-mi place să joc cu jucători loan, clasica poveste, am trimis înapoi acasă și l-am păstrat doar pe Higuain. Doar Higuain este loan și l-am păstrat. De ce este loan? Poate că nu știți povestea, vă spun pe repede înainte. Noi l-am dat pe Bonucci înapoi la Juventus. Și desigur ei ne l-au dat pe Caldara, transfer definitiv. Caldara care este un jucător incredibil de bun, are potențial de 87 overall, deci evoluează până la 87, am verificat pe două site-uri încă, 87, totodată și Romagnoli, în care potențial foarte fain de evoluare de 85-86, mă rog, am mai citit pe un site că e 87, dar eu cred că 85 acolo e the sweet spot. Bun, dar e ideea. Cum adică doar loan, Higuain? Nu era vorba că l-ați cumpărat? Ba da, l-am cumpărat. Exact cum l-au cumpărat cei de la Paris Saint-Germain pe Mbappé. Problema cu fair play-ul financiar. Ca noroc, Doamne, mulțumesc că am reușit să intrăm anul acesta în Europa League. Că era vorba că nu vom intra, dar am reușit. Desigur, a fost împrumutat Higuain la noi timp de un an și desigur în vară îl vom cumpăra definitiv pe Higuain ca să nu mai fie stres cu fair play financiar și așa mai departe, cum a făcut PSG-ul cu Mbappé. Știți bine că Mbappé a fost împrumutat un an la Paris Saint-Germain și de-abia apoi a fost cumpărat definitiv, chiar dacă practic a fost cumpărat când l-au împrumutat. Logică. Dar mă rog, nu contează. Îl păstrăm un an că, na, totuși nu suntem făcuți din aur, să zic așa. Și desigur, l-am vândut pe Mauri, ați văzut acolo, am jucat puțin, dar foarte puțin, cât s-a apuce băieții ăștia de la scout să vadă fiecare jucător ce potențial, cât valorează, că știți bine, dacă începi și faci transferuri fără să faci scout, nu știi că se oferă la jucător, mai ales la salariu, se supără din prima și după aceea mai poți vorbesc cu el o săptămână. Bun, de câte se bine vede și acum, desigur, scouterii mi-au trimis vești că au terminat, dar eu aștept să mai vând niște jucători. Am pus o grămadă de jucători pe transfer liste, de unii nu, dar aștept să vină ofertele și să vedem exact ce se întâmplă. Vine un loan offer pentru Hilalovic, pe care nu vreau să-l dau loan, pentru că este un jucător fantastic, mă bucur enorm de mult că l-a luat Milanul. A fost un jucător așa de bun acum câțiva ani și era cu potențial și lumea lăuda că va fi imens acest jucător, dar este clasic ce se întâmplă cu jucătorii buni de data asta și peste tot se vede. Sunt cumpărați prea repede de echipele mari. Ce s-a întâmplat cu Scott Deulofeu, în opinia mea? A fost luat de Milan un an loan, parcă a jucat și a început să joace bine și în loc să continue la Milan unde s-a adaptat, unde era plăcut și așa mai departe, el a văzut oferta la Barcelona, s-a dus la Barcelona, ghiși ce? A stat, l-a împrumutat. Și am încă, din câte am înțeles, l-au revândut pe undeva prin BPL, din Watford, da, barnam.
Bun, Hilarovic, clar, păcat de acest jucător, mă bucur foarte mult că a făcut decizia să vină la Milan și mai ales că Milanul, din câte am înțeles, l-a luat liber de contract, 0 euro, frate, un transfer superb. Bun, vine ofertă pentru Bertolacci, chiar dacă este o rezervă bună, sunt dispus să negociez. Mă gândeam să-l păstrez așa, rotation, ca o rezervă, n-are stațiuri rele, să recunoști. Dar totuși, e Bertolacci, se poate mai bine de atât. Bun, hai să vedem un... Hai să nu fiu chiar 14, încercăm 14, dar sunt dispus să lăs. Deci 9.100.000, deci mă oferă fix că valorează jucătorul, jucătorul valorează 9 milioane. Hai 11, măcar 2 milioane să fac profit pe... Perfect. 2 milioane profit pe Bertolacci. Perfect. Bun, dacă jucătorul vă arăți 9 milioane, acum ai 11. Și da, dacă vi s-a părut că ați auzit ceva pe fundal, nu știu de sigur cum va registra programul, n-am încercat să nu-l dau prea tare, așa, o muzică de fundal, un fel de așa de ambianță, parcă ai fi într-un lift, știi, să nu te simți totuși așa în liniște de plină. Vine ofertă pentru Montolivo, veteranul Montolivo. Frate, să știi că este timpul să pleci, pe bune. Dar respect pentru Montolivo, a stat la noi foarte mult timp, a fost bun la un timp, a fost ok, dar acum la 33 de ani, mai ales în realitate, frate, Doamne, când îl văd că joacă Montolivo pe teren, știu că pierde. Frate, omul ăsta încetinește jocul, dacă mă înțelegeți ce zic. Nu mai e, trebuie să ne gândim la viitor. Și de asta eu și accept această ofertă de la Olympique Lyon, chiar dacă este mai puțin decât valorează jucătorul, nu-mi pasă, numai să-l cumpere. Și vine ofertă pentru Abate, mai putea juca la noi un an. Vine ofertă din Turcia, din câte am înțeles, Abate și în realitate a primit ofertă sau respectiv vrea să plece, dar în America, din câte am înțeles. Și îl înțeleg, de ce nu? Bun, dar dacă pleacă Abate, asta înseamnă că va trebui să ne găsim un fel de rezervă pe poziția lui și trebuie să mă gândesc că o să joc, să zic, cu băiatul ăla Calabria, care e foarte bun și încât să are și cea potențial, deci clar, joc cu el, să-i voleze să fie bine, dar dacă el se accidentează, atunci eu cu cine joc în locul lui, știi? Deci trebuie să luăm și chestia asta în vedere. Voi aștepta să văd dacă se finalizează aceste transferuri și să vedem bugetul nostru apoi de transferuri. Desigur, vreau ca în primul episod să fie frumos, să facem un transfer, să spargem toți banii, să mergem la băute, cum s-ar zice, spargem toți banii acolo, transfer mare. Am vrut să cumpăr un mijlocaș la început, dar apoi m-am uitat din timp. Și desigur este risc să intri transfer, știi, de-abia ce s-a alăturat unei echipe și nu mai dorește să se transfere, știți voi povestea. Deci asta înseamnă că îl vom lua de-abia în sezonul viitor, să zic, dacă mă decis să-l iau pe acel jucător. Dar până atunci mai sunt aici și desigur sunt o grămadă de oferte care vreau să negociez, să văd, să dreapta și stânga, știi, să vând jucători. Frate, nici nu negociez băiatul ăsta. Nici nu negociez, vi-l dau. Luați-l, vă rog să-l luați. Să nu văd transfer breakdown că nebunesc. Pep Guardiola zice că, ne trebuie pe Biglia. Frate, să știi că e bun Biglia. Singura problemă lui Biglia, 32 de ani și CDM. Formația mea nu prea are nevoie de jucători pe CDM, dar desigur Biglia e un jucător care are stats-uri foarte bune, dar, hei, dacă iau bani pe el, frate, luați-l. 18 milioane cash City și desigur știu că aveți bani. Ok. Hei, Guardiola este destul de amabil cu noi. Știi ce? Dacă tu ești amabil cu noi și eu sunt amabil cu tine, 16 milioane jumate. Ce zici de asta, bro? Hai să vedem. That's ok. Perfect. Așa te vreau, Guardiola. Și dacă vi se pare puțin că lumina este dubioasă, da, este din cauza că filmez 19:35 seara. De ce filmez? Oare vă gândiți la ora aceasta? Pentru că, desigur, pe lângă locul meu de muncă, care n-am, mă rog, e mult de lucru, vin acasă obosit una alta, dar când mai apucam să mai filmez, de obicei se gândește vecinul meu, filmează vecinul,
ce-ar fi să-i dau o bor mașină? Nu, no, glumesc. Pe nivelul apartamentului meu, mai este un apartament gen încolo și aia își renovează complet apartamentul, deci complet. Ce e acolo, frate, leleu, ce nebunii face nebunul ăla acolo. Renovează tot la zero și îți dai seama ce distracție este aia. Dar totodată, desigur, mai am și vecinul de deasupra mea, care respectiv de ceva timp tot lucră, dar n-are rost să vă spun poveștile nemuritoare din acest bloc mirobolant, care, cum să zic, parcă au venit oamenii din străinătate și au început să-și renoveze fiecare apartamentul. Să-mi bag piciorul de nu. Bun, și cred că aia este și adevărul. Bun, direct refuzăm ofertă care a venit aici, o ofertă destul de mică pentru Donnarumma. Dacă mă întrebați ce am făcut înainte, mi-a picat improvizația la lumină. Mi-am luat o lampă, dar nu este destul de calumea. Știi, aici așa să vină lumina mai frumos. Ne pregătim pentru sezonul de iarnă în care tot timpul se întunecă mai repede. Și desigur, cred că voi filma mai mult seara, că n-avem ce-i face. Nu mă lăs de YouTube, de vedeți ce dedicat sunt pentru voi și vreau să văd și din partea voastră că sunteți dedicați mie, apăsând acel buton de like și de subscribe. Bun, să zic că este ok, cred că s-au făcut transferul, nu? Hai, vreau și eu să cumpăr ceva, ia uite, au trecut cât, 10 minute, vreau să fac și eu ceva treabă, ia, l-am văzut pe Biglia, l-am văzut pe Birtolaci, l-am văzut pe Montolivu, l-am văzut pe Abate, am văzut... A produs un sfert de echipă, dacă nu jumate. Bun, avem 140 de milioane de euro de buget. Fantastic! Așa. Ia să dăm echipa. Frate, tu vezi că am vândut tot. Uimitor. Am vândut aproape tot. Mai am doi portari acolo. Fantastic! Și chestia e că pe Borin nu pot să-l vând, că de-abia ce s-a lătrat echipei, știi? Ai. Deci clar o să trebuie să facem câteva transferuri ca lumea. Fantastic! Da, să zic că pe Suso nu mai joacă RVKF, l-au schimbat, de obicei la un timp era RM, știi? Și RM, KM, de multe ori se mai pot adapta pe teren, știi, să joace, de exemplu, un RM pe poziția de KM. Nu tot timpul, dar în mare parte. Ok, ăsta este trainingul, vi-l prezint, arată parcă puțin mai ok, știi, e mai plăcut ochiului, mai ales combinația asta de alb cu albastru, este mai ok, dar... Să vedem, din câte am înțeles, când ești în Champions League sau în Europa League, ar trebui să se schimbe cumva fundalul. Chiar sunt curios de acest lucru. Dar hai să începem cu primul nostru transfer bombă la echipă. Deci, hai să vă arăt așa, am făcut un shortlist imens, cum fac eu de obicei, am stat mai mult de jumătate de oră să-mi fac acest shortlist, să-l fac așa cum trebuie. Uitați-l, bă, pe Hulk! Hulk! Și e și ieftin! Și are 25.000 salar. Ce? Vorbesc serios? Așa e ieftin? Ok, îl luăm pe Hulk în considerare. Frate, wow. Rabiot, ăsta am înțeles că și în realitate ar fi venit la Milan, dar nu știu ce probleme de familie sau așa ceva. Nu știu detaliile concret și apoi nu s-a putut face transferul. Este de mulți loan, mulți recently joined. Nici ce drept, nici nu prea am căutat așa mulți mijlocași. Ar trebui să mai caut. Nainggolan am vrut să-l aduc. Barella ar fi foarte mișto să-l cumpărăm și poate că ar trebui să-l iau, sau pe Cassie. Amândoi evoluează foarte bine. Cassie, desigur, e loan în momentul actual la Milan, dar practic Milanul l-a cumpărat, dar jocul este prea inapt să decidă că Cassie este însă jucătorul Milanului. Dar hai să facem comparație directă între Cassie și Barella. Amândoi 21 de ani, amândoi cu un potențial foarte mare. Ia să vedem care e mai rapid. 79. Oh, Barella e mai rapid cu 79 acceleration. Să vedem un pic de slide tackle, curve, penalties, short passing 79, ia să vedem acolo, Cassie, short passing 78, finishing 64, mai multe stats-uri pe sliding și standing tackle, ce dragă, mai defensiv Cassie, n-aș zice. Nu, hai, cred că îl cumpărăm pe Barella. Îl cumpăr prima oară pe Barella, așa pe de viitor, știu că evoluează un potențial uimitor, poate că o să memorez, să editez potențialul său pe aici pe monitor.
O să vă arăt în scurtă perioadă. Desigur, asta este un transfer care trebuie să-l fac așa mai de viitor și să iau în considerare ce și cum trebuie să fac. Ia să vedem, other position. Ah, chestia asta chiar s-a pus. Na, asta îmi place, chiar, asta chiar îmi place. Credeam că e doar un zvon. De data aceasta nu-ți mai zice că, frate, noi vrem doar un atacant, doar un mijlocaș, știi cum era de obicei. Acum zice, băi frate, fii atent, noi avem nevoie de un apărător, de un atacant și ați văzut mai înainte ce s-a întâmplat la ce a apărut la mine aici pe ecran. Mi se pare mult mai ok și mai realist într-un fel chestia asta, știi, că măcar ai loc, știi, zici, bă, ok, ia uite, aveți nevoie de așa, pac, 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 țâc, 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 știi, negociem. Băi, dacă l-aș lua cu 15, aș fi foarte happy. Perfect. 15 milioane pentru Barella. Pff, gata, din start, perfect transferul acesta. Și de viitor, un potențial imens pentru Barella, 21 de ani și îmi place că e italian, știi? Să totuși puțin să ne gândim, fiecare știți cum facă cărere modurile, în ce ligă ne aflăm, încerc să iau jucători din respectiva ligă, na, nu forțat, dar așa, mai iau sub considerare. Bun, sporadic dacă ar accepta ar fi vis, dar nu acceptă. Ok, nu e nicio problemă. Rotation, poate jucăm în cupe. 5 ani, perfect. În rest, fără release clause, disregard. Așa. Salariu, vrei dublu? Vrei dublu față de ce ai? Ceea ce nu că ar fi o problemă, dar eu am o fixație cu astea fixe. Măcar 45 rotund. Super. A acceptat 45 de mii salariu rotund, perfect, mă bucur. Și semnăm aici cu Barella. Primul transfer al nostru, care este un transfer mai de viitor, un transfer așa, să zic, cu cap. Mă gândesc la viitorul echipei. Deci avem nevoie acolo de un mijlocaș ca Barella. Și acum vreau să fac acel transfer de marcă. Vreau să fac un transfer de marcă să inaugurăm, spus așa frumos, inaugurăm acest nou career mod în FIFA 19 cu un transfer de marcă. Dar oare cine? Oare care va fi acest transfer de marcă la care mă gândesc eu? Deci sigur, totul este de buget, totul este de una de alta, una, sâc, țâc, țâc, pâr, pâr, bâr, bâr. Dar eu am pe cineva în minte așa și numele lui e Sala. Exact, vreau să le iau pe cel mai bun right winger, cel puțin după sezonul trecut. În realitate a fost uimitor de bun Salah și îl vreau la AC Milan și mi s-ar prea atât de real transferul, dar atât de epic încât îl vreau la echipă. Ce ziceți? Îl vreți pe Borini? Că eu chiar n-am nevoie de el. Ok, Klopp ar zice ok, l-am dorit pe Borini, dar desigur cu niște bani în plus. Eu zic, bă, Klopp, mă așteptam să spui acest lucru, trebuie să fiu și eu sincer cu tine, dar totuși, hai să negociem, hai să începem cu 90 de milioane. Salah în joc valorează în jur de 70, eu îți ofer 20 de milioane extra peste valoarea jucătorului în așa. Ia să vedem. Fii atent, îți dau un sell on clause, îți dau o clauză de asta de așa de 5%, să nu zici că sunt rău. Și 95 de milioane. Dacă nu, știi ce? Nu, hai să nu fim zgârciți, că mi-e frică să nu refuze Klopp, să se supere și după aceea să plece din cameră și 100, 100 de milioane de euro. Klopp zice nu. Vreau 126. În sfârșit o mai negociat un pic Klopp. Fantastic, dar greu e să negociez cu Klopp. Mai bag 5 milioane. Frate, vreau să mai cumpăr jucătorii. Vreau să mai cumpăr jucătorii. Este, mă! Îl cumpărăm, suntem aproape. Suntem aproape să-l cumpărăm pe Salah. Și desigur, îl trimitem pe Borini la Liverpool. Asta cred că e mai mișto decât însăși transferul lui Salah, că trimite pe Borini înapoi în Premier League. Bun. Crucial, fără discuție, Salah, crucial. Crucial, frate. Da. Ok. Contract. 4 ani. Perfect. Să nu zic 5. Ne. Așa, 4. Corect.
Disregard, acum, wage, salariu, îți ofer fix cât ai la Liverpool, sper să nu fie cu supărare. Signing bonus, aici e greu. 2 milioane, hai să nu-l supăr, 2.800.000. 2.800.000 la semnătură plus salariul tău care l-ai la Liverpool. Da, mă! Îl cumpărăm pe Salah, primul transfer din FIFA 19. Mă rog, prefaceți-vă că n-ați văzut Barella, ok? N-ați văzut cum face John Cena, you can see me, n-ați văzut. Dar l-ați văzut acum pe Salah. Cel mai tare transfer posibil. Salah vine aici la AC Milan. Uimitorul Mo Salah. Uite-l, mă, uite-l, mă. E și fericit ca Milan la echipă. Salah, prietene, prietenașule, bine ai venit la echipă. Salah, fii atent câte trade-uri, câte specialități. Funny shot, chip shot, back into player, complete forward. Asta înseamnă că joacă și ST și LV tot? A, nu. Dar pe de obicei cine are specialities de complete forward? A, mă rog. Clinical finisher, acrobat, dribbler și speedster. Nice. Hai să vedem. Are 89 dribbling, 90 finishing. 90 finishing, frate. Short passing, așa. 88 ball control, cred că am zis. Curve, dribbling, 89. Ia să vedem viteza, 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 viteza. Attack positioning 90, composure 91 și 94 acceleration, 91 agility, 88 balance, 91 reacții, 91 sprint speed și 84 stamina. Wow! Ce transfer, ce transfer, ce transfer să-mi bag piciorul. Sunt foarte fericit că am reușit să fac acest transfer, ce drept a fost și pe o căruță de bani, dar eu zic că am făcut un transfer perfect. Omul ăsta ne va ajuta acolo cu Higuain loan pentru un sezon până mai strângem noi niște bănuți și după aia cumpărăm un atacant șmecher, ștecher. Și desigur mai rămâne acolo să vedem în episodul viitor ce transferuri mai reușim să mai facem, având în vedere că am cam vândut mare parte din echipă și bugetul nostru este cam de 22 de milioane. Vom cumpăra și câțiva juniori, acum l-am luat pe Barella, vă dați seama că așa e și frumos, știi? Pe lângă însă jucători de ăștia ca lumea, să mai ieși și câțiva acolo să îi crești, să îi evoluezi. Vine ofertă de la Watford pentru Cutrone, care îi zic din start reject. Cutrone, fraților, mi se pare și logic ce s-a întâmplat. Cei de la FIFA i-au dat potențial de 88-90 overall. Cutrone o să evolueze, știi cum o să evolueze Cutrone? O să fie cel mai bun atacant din jocul acesta. Sunt curios cam în câte sezoane evoluează așa de bine, dar ideea este că evoluează până acolo. Și eu zic că ajunge pentru astăzi, a fost genial, sper că v-a plăcut și desigur începe FIFA 19, care mod acest channel și ne auzim data aviatoare. Nu mai bine, nu uitați de un like și un subscribe, mi-ar place foarte mult să strângem măcar în primul episod, știu și eu, 600 de like-uri. Hai, 666 de like-uri. Mamă, ce tare ar fi asta. Bun, până pe data viitoare, vă urez numai bine. Bye, bye.